Dragii mei, de Crăciun mie îmi place să am pe masă o friptură gustoasă de porc. Iar pentru asta am nevoie de un amestec echilibrat de condimente și de verdețuri fine. Prietenii mei de la Cotani au creat un mix special pentru friptura de porc. Are usturoi, sare, piper, ceapă, coriandru, chimen, boia dulce, exact ce aș pune și eu pentru o friptură de porc. Îl puteți găsi direct în plic, gata amestecul făcut, sau, dacă doriți, fiecare în parte în plicuri separat. Au și o cutie frumoasă pe care o veți găsi în decembrie. E bun, nu mai păstrez cu nimeni telenia. Am aici un muș de porc, pe care să-l ung un pic cu ulei. E ulei normal de floarea soarelui, puteți folosi și ulei de măsline, ce doriți. Și acum mai pun condimentele. Miros foarte bine. Îmi place cum miroase chimenul, se simte. Îl îmbrac bine, că e frig afară. Îl întorc. Același lucru, un pic de ulei. Apăs bine, îl masez. Chiar dacă au căzut condimente în tavă, nu e nicio problemă, cu atât mai bine. L-am condimentat bine. Acum vreau să-i pun foi de dafin și piper boabe. Pun așa câteva boabe de piper. Oricum nu să stea. Eu le aranjez acum, dacă îmi pun apă, se plimbă. Foi de dafin. Vreau să mai pun așa, sare, pun pentru sos. Că vreau să folosesc acest sos. Pun și un pic de piper, măcinat, că am pus boabe. Mi-e place cu mai mult piper. Și un pic de cimbru pentru sos. Acum, un pic de apă și un pic de ulei. Trebuie să facem. Facem un sos bun. Fiind mușchi de porc, nu o să fie foarte gras. Dar trebuie să avem un pic de grăsime în sos. Se vadă așa perlat un pic. Chestii de astea de bucătar. Dau și pe carne, să nu se ardă condimentele. Cuptorul preîncălzit, 180 de grade, până este gata. Mai completăm cu apă din când în când, dacă este cazul. Va fi cazul. Am să pun toate legumele odată, direct în tavă. Le pun undeva cam după jumătate de oră, când este carnea gătită pe la jumătate. O mai apăsăm așa cu degetul, vedem cât s-a întărit și atunci punem și legumele. Mai puteți pune țelină, ce vă place, orice rădăcinoasă e binevenit. Punem sare pe cartofi. Hai bă, și sare. Am pus un pic de ulei la cartofi, așa, ca să facă și frumoși, că or să iasă din sos, așa, din apa pe care am pus-o acolo și să nu se usuce, vreau să lucească, să fie foarte bun, și piper un pic. Așa. Carnea a ajuns undeva la 40 de grade, deci undeva pe la jumătate. Unul aici, unul aici. Punem și ciupercile. Căței de usturoi, că sunt buni, întregi așa. Cum am spus, mai completez cu puțină apă. Puteți să puneți și un pic de pastă de tomate sau dacă aveți cumva roșii rămase prin frigider, tăiate în 4, în 3 și aruncate pe acolo, se formează un sos foarte bun. Ce bine miroase. Dragii mei, aceasta este rețeta mea la care am folosit condimente pentru friptura de porc de la Cotani. Cum arată. Uite ce suculentă e. Mi se milă. Este chiar gustoasă. Ce vorbesc foarte serios. Cartofii. Bun și cartoful. Ciuperca bună și ea. Avem și morcov. Încercați rețeta, vorbesc foarte serios, este foarte gustos.